sunt Dara, iar astăzi am revenit cu două recenzii, 2 în 1, dacă putem spune așa. Astăzi dimineața m-am trezit cu un chef de citit, așa că am terminat această carte, am citit 120 de pagini din ea. Am ales să fac recenzia acestor două cărți pentru că seamănă foarte mult acțiunea. Ambele se petrec în timpul unui război și într-un interval de timp destul de apropiat. Ambele au primit 4 salute de la mine pe Goodreads. Ele sunt de la editura Arthur, de la Violet History. N-au un număr foarte mare de pagini. Aceasta are 320 de pagini, iar aceasta 280. Voi începe prima dată recenzia la Noaptea Despărțirii, noaptea în care războiul rece ridică un zid în inima Berlinului. Prima dată am să vă citesc acest paragraf din carte. Duminica se remeghimpate, ziua în care un oraș și în cele din urmă o țară întreagă a fost împărțită și cel mai rău ziua în care familia mea a fost ruptă în două. Înălțându-se încet către est, soarele îmi încălzește spatele, iar eu tremur sub brazele lui. Lumina timpurie a dimineții încă nu pusese capăt nopții lungi și întunecate. Nu, pentru noi, noaptea cea neagră de-abia începuse. Puteți spune și voi pauză să citiți. Cartea a fost scrisă de Jennifer Nelson, sper să nu greșesc numele. Din punctul meu de vedere, această carte a avut o acțiune mult mai bună decât cealaltă. Iar acum voi începe să fac un mic rezumat a cărții fără să dau spoilere. În această carte se vorba despre o fată pe nume Gerta, care locuiește în partea de est a Berlinului împreună cu familia ei. Împreună cu tatăl ei, mama ei și cei doi frați mai mari. Acțiunea se petrece în anul 1961, dacă nu mă înșel, când un zid rece a împărțit Berlinul în două părți, în partea de est și partea de vest. Înainte să înceapă construirea zidului, toți oamenii din partea de vest au vrut să plece în partea de est pentru că era o parte mult mai prosperă. Tatăl Gertie și cu fratele mijlociu au plecat în partea de est pentru a căuta un loc de muncă și un apartament unde s-ar putea muta și ei. Cu o zi înainte să se întoarcă ei în partea de vest pentru a le lua pe Gerta și pe mama ei, zidul s-a ridicat, despărțind Berlinul. Oamenii din partea de vest nu aveau voie să își exprime propria opinie. Tatăl Gertie, cu multe în urmă, a ținut un protest care i-a făcut un dosar penal. Din cauza acelui dosar penal, toată familia suferă pentru că sunt supravegheați non-stop. După 4 ani, Gerta împlinește 12 ani. Fratele ei, din cauza tatălui, la vârsta de 18 ani va merge în armată, unde va fi trimis în misiuni în care va fi foarte greu să iasă cu viață. Iar de aici începe povestea adevărată. Tatăl ei îi face un șir de ghicitori pe care ea trebuie să le rezolve pentru a reuși să se întâlnească iarăși. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult acțiunea de la finalul cărții, pentru că a avut așa foarte, foarte mult suspans. Eu am citit cartea în 4 zile, chiar dacă puteam să o citesc mult mai repede, m-am cam lungit cu ea. Iar acum m-am gândit să vă dau un mic hint despre carte. Deci, la finalul capitolului 3 vine următoarea propoziție. Pentru noi, noaptea cea neagră de-abia începuse. Iar la finalul cărții este următoarea propoziție. Soarele nu răsare niciodată în vest, dar în ziua aia a făcut-o. Pentru mine și pentru familia mea, lunga și întunecată noapte se sfârșise. Chiar merită să citiți această carte. Mie chiar mi-a plăcut. Următoarea carte la care voi face recenzie este aceasta, care seamănă destul de mult cu cealaltă. Nu prea am înțeles așa de bine termenii războiului din această carte, pentru că sunt foarte, foarte multe date care trebuie reținute, dar vă pot explica cât să nu dau spoilere. Puteți pune pauză să și citiți. Eu vreau să-mi cumpăr și următorul capitol. N-am să citesc autorul pentru că am să mă bâlbâiesc, dar acesta este autorul. În această carte este vorba despre o fată pe nume Ada, care s-a născut cu un picior strâmb. Mama ei o ținea închisă într-un apartament, deoarece îi era rușine cu ea și spunea că nimeni ar accepta-o cu acel picior. Acțiunea se întâmplă în anii 1942 sau 43 sau 44, pe acolo. Când al doilea război mondial de-abia începuse, iar Hitler vroia să pună stăpânire pe Londra. Războiul a început, iar toți copiii trebuiau să fie evacuați din oraș.
Iar mama sa nu vrea să o lase pe Ada să plece, deoarece spunea că nu are niciun sens să mai trăiască. Ada este o fetiță de aproximativ 11 ani, ea are și un frate mai mic de 6 ani. Într-o seară, Ada cu fratele ei au plecat pe ascuns pentru a fi evacuați. Ei au fost singurii care nu au fost luați de familie de la sat, așa că oamenii care i-au dus acolo pentru a-i da în grija cuiva până se termine războiul, i-au dus la o femeie, pe nume Susan. Ea era o femeie care n-a avut niciodată copii, iar prietena ei cu care locuia a murit în urmă cu 3 ani. Femeia avea foarte mare grijă de ei, doar că copiii erau foarte suspicioși și spuneau că nimeni nu îi va putea iubi niciodată. Ada merge la medic, trebuie să-i se facă operație la picior, dar nu poate nimeni să o opereze decât cu acordul mamei sale. Toți copiii începeau să se întoarcă înapoi la Londra pentru că războiul nu mai începea. Dar într-o seară începuseră bombardamentele. Iar Ada și Susan ajutau la hrănirea oamenilor răniți care vineau din război. Vă dau doar un mic hint de la final. Dacă Ada și James nu plecau de la Susan, Susan ar fi fost bombardată în propria locuință. Chiar dacă a fost interesantă și această carte, mai mult mi-a plăcut Noaptea despărțirii, dar le dau aceeași notă la amândouă pentru că ambele mi s-au părut extrem de interesante. La aceasta vreau să-mi cumpăr și capitolul 2 pentru că sunt curioasă ce se va întâmpla. Pentru că titlul spune multe, războiul care mi-a salvat viața, pentru că dacă războiul nu ar fi început, ea probabil ar fi murit în acel apartament. Iar capitolul 2 se numește Războiul care mi-a învățat să trăiesc, deci sunt foarte curioasă ce se întâmplă în al doilea capitol. Pe parcursul cărții, Ada își face și mai mulți prieteni, vede că toată lumea începe să o îndrăgească, dar ea are suspiciuni în privința asta. Deoarece ea în orice moment al zilei are cuvintele mamei ei în minte, care spun că ea nu e de ajutor nimănui, că toată lumea o urăște și că nu este bună la nimica. Susan o învață să scrie, să croșeteze și așa mai departe. O să vedeți că personajul vostru preferat o să fie cel mai probabil un tișor, căluțul, pentru că și al meu a fost. Dacă ar fi să le dau o notă acestor cărți împreună, le-aș da 4,5 steluțe. Pentru că asta merge spre 4 și asta merge spre 5 steluțe, iar asta coboară spre 4, așa că 4,5. Noaptea despărțirii are 320 de pagini și arată cam așa. Are un scris destul de mare. Iar războiul care mi-a salvat viața are 280 de pagini. Și are scrisul un pic mai mic. În momentul de față citesc Prințesa de Hârtie, iar dacă veți vrea, voi putea face o recenzie și acestei cărți după ce o termin. Cam atât cu acest videoclip, sper că v-a plăcut. Dacă vreți, puteți intra și pe contul meu de Instagram, dari.atd, să-mi dați un follow. Iar eu sper să ne strângem cât mai repede 100 de cititori aici pe YouTube. Vă pup și voi reveni în continuare cu videoclipuri cât mai interesante.